iar pe locul 7 se clasează școala gimnazială Mihai Eminescu din Roșiorii de Vede, cu un procent de promovabilitate de 93,58%, adică 78 de absolvenți. Liceul Marin Preda din Turnu Măgurele, unde anul acesta au fost 60 de absolvenți de gimnaziu, ocupă locul 8 în ierarhia județeană, cu un procent de promovabilitate de 93,33%. Alte două unități de învățământ din Telorman au procente de promovabilitate de peste 90%. Este vorba despre școlile din Drăgănești de Vede și Mavrodin, cu 13, respectiv 18 absolvenți. La polul opus se află școala gimnazială Bujoreni, 5 absolvenți, și școala gimnazială Răzmirești, 8 absolvenți, unde procentul de promovabilitate a fost de 0%. Alte 32 de școli gimnaziale din Telorman au obținut procente de promovabilitate mai mici de 50% la evaluarea națională din acest an. Domnilor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți cu noi! Știrile Radio Impact. Știrile care contează. Vrei să fii pregătit pentru o nouă zi? Atunci rămâi cu mine pe 94.4 FM la Impactul Matinal.